Și adaug câteva proze mai noi, proze mai recente, scrise cam aproape în același timp cu romanele care mi-au ocupat atenția timp de vreo 5 ani și m-au reținut sub tensiunea elaborării lor. V-am mai spus cu ocazia unei întâlniri anterioare că e o muncă ușoară și nici întotdeauna plăcută, cum cred unii că elaborarea unui text atât de lung este reconfortant. E o muncă dificilă, care te subjugă, te ține în tensiune și îți creează, la sfârșit, după ce te-ai eliberat de povara scrisului, așa o senzație de sfârșeală, de energie interioare. Mă bucur că au fost remarcate prozele pe care colegii mei au urmărit să se recomandeze. Despre Ciotul, care a menționat-o aici colegul meu, Simeon Dăină, o să mărturisesc că este singura proză elaborată după romane. Deci toate celelalte au fost elaborate înainte sau în timpul unele, în timpul scrierii romanelor. Ciotul a fost ca un, să zic așa, un epilog al tuturora. Și este singura proză scrisă în registru cât de cât comic. Până atunci toate sunt scrise sub alt registru. Pentru că, asemenea celor vechi, nu trăiesc convingerea că registrul tragic este cel care impresionează mai puternic pe cititori. Nu vă doresc să prelungesc această scurtă cuvântare, totuși. Vreau să vă citesc câteva, două pagini numai. Voiam să citesc mai mult, dar timpul se scurge necruțător și nu vă doresc să vă solicit prea mult. O să cer scuze celor care au ascultat acest text cu ocazia lansării cărții la Timișoara. O să-l reasculte. Pare rău că îi supun acestui supliciu. Este vorba de un foarte scurt, cel mai scurt din câte am scris, un crochiu ar fi, dacă tot folosim termenii din artă plastică, schiță și așa mai departe. Iată un crochiu. Dedicat un personaj pe care sunt convins că îl veți recunoaște și care a fost pentru mulți dintre noi un mentor. O să spuneți la sfârșit cu siguranță cine este. Această scurtă povestioară se numește Tamerlan. Bătrânul profesor de istorie a scos iarăși 10 elevi la răspuns. Se înghesuie unul lângă celălalt în spațiul prea strâmt dintre tablă și primul șir de bănci. Deși se sizează din convenientul, bătrânul profesor nu renunță la modul său de a proceda. Nu mai vede și nici nu mai aude tocmai bine. În băncile prea îndepărtate ale clasei, aflându-se, elevii știu de minune să profite de acest handicap al unui biet dascăl aflat la sfârșitul carierei. Eh, copii, își spune. A fost și el cândva de vârsta lor. Cum a mai trecut timpul, domnule? Parcă mai ieri scotea și pe el iertatul Simu la răspuns în fața clasei. Făcea haz că era cel mai scund dintre vlăjganii clasei a 10-a. Nu mai băiți în clasă, că așa era pe atunci. Da, a lăsat-o mai moale cu hazul când a fost singurul care a răspuns la întrebarea cine a condus invincibila armada? Cu toate că se învăța ceva mai mult, chiar și la istorie, pe vremea aceea. Profesorul își scrutează bătăcei cu ochii săi înguști, mongoloizi. De la acești ochi se trage porecla Tamerlan. Cine a scornit-o, nu se mai știe. Generații de elevi au preluat-o de la înaintașii lor. Și profesorul a aflat de ea.
auzi tu, mai zice câteodată mirându-se, să-i spună lui Tamerlan că doar n-a îngrozit de lumea ca ferocele învingător al lui Bayazid Kilderim. Mimează severitate drept ca orice profesor care se respectă, măcar aparențele să fie păstrate, dacă nu altceva, dar toată lumea știe că, de fapt, e pita lui Dumnezeu. Bătrânul dascăl alege cu grijă întrebările pe care le pune elevilor. E sfârșit de semestru, nu-i face plăcere să lase coligenți. Teama din privirea unora dintre cei verificați îl indispune. E primul care îl suflă ușurat când poate obține răspunsurile dorite sau, mă rog, pe aproape. Clipa în care trimite pe toți la loc un gest larg, însoțit de vagi aprecieri, îi aduce și lui liniște în cuget. Se precipită să treacă notele în catalog când se sesizează că unul dintre cei scoși la răspuns se încăpățânează să rămână locului. Pe mine, domn profesor, nu m-ați întrebat nimic, reclamă îndărătnicul. Așa par să stea lucrurile. Tamerlan e învădită în încurcătură. Păi bine, încearcă el să o dreagă clipind mai des din ochii săi publici, dar am văzut că știi. Am băgat de seamă că ai dat din cap când au răspuns ceilalți. Elevul caută un semn de ironie pe chipul imobil al profesorului. Nimic însă, de plină seriozitate. Aveți dreptate, confirmă el atunci pe un ton grav. De trei ori am dat din cap până acum. Bătrânul dascăl rămâne câteva clipe cu stiloul în aer, de parcă n-ar fi înțeles spusele învățăcelului său. Apoi se apleacă mai adânc asupra catalogului. Pentru prima oară, să vei cu sonerie de pe coridor, mi se pare peste măsură de stride. Am dus invincibil la armaria. Asta e întrebarea că am. Ducele de Medina Sibiu. Dar putem să considerăm chiar partea oficială, nu? Da.